Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Ce proiecte pot fi benefice pentru oamenii de afaceri din Țara Făgărașului, dar și pentru instituții? Ce ar mai putea face Făgărașul cunoscut în România și de ce nu peste hotare? Stăm de vorbă despre aceste oportunități cu directorul Camerei de Comerț și Industrie din Făgăraș, domnul inginer Gabriel Vâju. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Domnule Vâju, tocmai mi-ați dat aici un mic pliant, o mică broșură. Sunt mâncăruri din carne de păstrăv, cu zicea lumea, da, din păstrăv. Recent în zona Făgărașului a avut loc un eveniment de marcă. Iată, suntem și noi mai cunoscuți, probabil, numai că suntem în centrul țării. Dar ar putea fi un însemn ăsta, nu? Pe o stemă, pe un... Oricum sunt niște însemne mai vechi, dar vreau să-mi povestiți dumneavoastră mai multe. Un mare amator de păstrăvi, un om care a înființat un ONG extrem de important care se numește Păstrăvarii Țării Făgărașului. Totul despre păstrăvari și despre pește. Vă ascult! Începem cu începutul. Da. Ideea, pot să vă spun, mi-a venit... momentul în care în programul operațional pentru pescuit era o axă specială, axă numită flaguri, grupuri pentru pescuit, și atunci o idee de-a mea a fost de ce să nu ne facem și noi cunoscuți, așa cum a spus la început, și prin altceva decât prin gropi și ce mai avem în Făgăraș. Și atunci am scris un proiect, iar ideea de a scrie acest proiect, practic am făcut o strategie de dezvoltare a zonei Țării Făgărașului prin promovarea turismului piscicol. Asta este ideea frumoasă, am scris-o și s-a și materializat. Am câștigat un proiect la nivel de România. Pot să vă spun că suntem 12 astfel de asociații și între care Făgărașul, Țara Făgărașului, este singura care nu se află pe Dunăre sau pe Marea Neagră. Suntem singurii care știm să creștem pește în afara spațiului dunărean sau al Mării Negre. Cu alte cuvinte, am scris această strategie, iar ideea de a dezvolta acvacultura la nivelul Făgărașului, am luat-o de pe stema Țării Făgărașului, practic a municipiului Făgăraș de mult, de la 1300, unde am văzut doi pești. Și atunci mi-am pus întrebarea, ăștia ai noștri înaintași, au mâncat și ei, s-ar părea, pește. Și ce să mănânce alt tip de pește la munte decât păstră? Discutând și cu domnul Emil Stroia, cel mai vechi păstrăvar, și cu ceilalți păstrăvari care se tot chinuie săraci să facă și ei câte ceva pe banii lor, atunci am scris această strategie și am încercat și încercăm în continuare să-i ajutăm pe oamenii care se ocupă cu acvacultura și în special cu creșterea păstrăvii. Între alte axe, deci alți bani pe care i-am avut pentru a promova Țara Făgărașului, a fost și această sumă de bani pe care am alocat-o efectuării unor festivaluri. Și dacă acum 16 ani, mi-aduc aminte, m-am implicat noi Camera de Comerț și am făcut festivalul Narciselor, uitați, acum după 15-16 ani ne-am implicat din nou, adică eu, și am făcut această manifestare care mie mi s-a părut deosebit de interesantă. Cum a fost? Povestiți-ne de acolo. Au fost mulți oameni, ați fost mulțumit de cum s-a organizat și ce efect a avut pe finalul ei? Da, deci am fost foarte mulțumit. Pot să vă spun ce am făcut eu. Am mers vreo 14,5 km pe jos, adică a fost foarte multă alergătură din punctul meu de vedere, însă a ieșit așa cum m-am așteptat. Sigur, au mai fost și mici imperfecțiuni, dar în septembrie, când o să facem al doilea festival, promit că nu o să se mai întâmple acele mici sincope care sunt inerente unei astfel de munci. Una peste alta pot să îi felicit și chiar vreau să îi felicit pe cei care au organizat, adică Fundația Cultura Negru Vodă. Ei au câștigat proiectul pentru promovarea Țării Făgărașului prin acest festival. Am fost și eu surprins de câteva idei pe care le-au avut, felicitări încă o dată. Ceea ce mi-a plăcut a fost faptul că, și aici iarăși, îmi pare rău că trebuie să spun, dar asta e realitatea, dacă vă aduceți aminte,
am avut la un moment dat un festival numit Cavalcada în Făgăraș. Acea cavalcadă am reușit să o facem vreo 2 ani de zile. După care... Ce s-a întâmplat? După care ex-primarul Bărbuț a transformat cavalcada noastră în Țiganiada. Adică în loc să facem un eveniment cum l-am dorit pe ăsta și a și ieșit păstrăvul, atunci am vrut să promovăm calul lipițan. Pentru că în România este o locație chiar aproape ultima din Europa unde mai trăiește calul lipițan. Dar primarul Bărbuț de atunci a zis, haide să facem o manifestare și mai interesantă și în loc să ne axăm pe ceea ce a fost calul lipițan, ne-am axat pe mici, bere, grătare și chestiuni de genul ăsta. Adică ceva frumos, numit cavalcada, am transformat-o în țiganiadă. Și sigur, noi ne-am retras, nu știu ce se mai întâmplă acum, parcă țiganiada asta s-a transformat în zilele Făgărașului, tot o chestie de asta. Mai... Da, da, după cum vedeți și la nivel național și în celelalte localități, se pare că oamenii probabil sigur. Așa se simt bine, să vină să mănânce mici, să bea bere. L-am văzut și românului place... și pe Vanghelie la București l-am văzut tot așa, cu mici și bere, că el s-ar părea că-i tăticul micilor și bere. Românului îi place petrecerea, probabil. Domnule Vâjou... Aici mi-ați ridicat mingea. Da. Românului îi place să nu muncească. Asta e realitatea. Dacă chiar vreți să o discutăm, și acum m-ați provocat. Da, da, argumentați. Deci la ce vă referiți? Marea noastră problemă a românilor este că nu știm să muncim. Productivitatea muncii în România este cea mai scăzută din Europa. Da? E foarte bine că știm să ne distrăm sau acum încercăm să învățăm să ne distrăm. Dar înainte de toate, ați văzut neamțul ce face. Neamțul când muncește, muncește, când se distrează, se distrează. La noi facem așa un amalgam. Când mergem să muncim, ne distrăm și când ne distrăm, zicem că muncim. Nu e bine, nu e bine. Și aici, apropo de ceea ce spuneți despre muncă, de unde această concluzie că omul îi mai place să muncească? Ați simțit ceva, mă refer aici la instituția pe care o conduceți, nu mai prea vin oamenii să-și deschidă firme, nu prea mai vin oamenii la cursuri, nu mai sunt interesați de aici perfecționare? Aici aș vrea să punem punctul pe ei și să spunem lucrurilor pe nu. Dacă până acum Uniunea Europeană, aici apropo de Centrul Europe Direct, dacă până acum Uniunea Europeană a venit și a spus haideți să-i ajutăm pe românii ăștia care lucrează în agricultură sau în spațiu rural, că e normal, haideți să-i ajutăm. Și am început să le dăm oamenilor subvenții. Subvenții pe suprafață, subvenții să nu lucreze pământul, subvenții peste subvenții. Foarte bine, extraordinar de bine. Și aici, datorită acestor subvenții, acum Programul Național de Dezvoltare Rurală, gen Ministerul Agriculturii, se laudă că are o absorție de peste 84% din fonduri europene. E greșit. Este o chestiune cum se întâmplă în România. Sau cum eram obișnuiți cu acele raportări. Acești bani care vin pentru subvenții, Ministerul Agriculturii și Guvernul nostru consideră că sunt proiecte ale Uniunii Europene, bani care vin. Nu e adevărat, sunt niște subvenții date pentru o comunitate de oameni săraci. Foarte clar. Nouă ne place, ca întotdeauna, să nu spunem adevărul, adică nouă românilor, și atunci am transformat chestia asta cu subvenții în fonduri europene. Da, într-adevăr, banii vin de la Uniunea Europeană pentru astfel de subvenții, dar nu sunt pe acea latură care se numește fonduri europene. Cu asta am terminat. De ce nu știm să muncim? Pentru că nu vreau să spun ce suprafață se cultiva cu cartofi în Țara Făgărașului pe vremuri. Nu știu acum foarte exact ce suprafețe se mai cultivă cu cartofi, însă pot să vă spun sigur că atunci, adică acum 25 de ani, suprafețele erau mult mai mari decât acum. Și vă întrerup eu puțin, au apărut, să zic așa, cam de vreo 2 săptămâni, declarații ale președintelui Asociației Naționale a Cartofului, care spune că nu mai merită să mai cultivăm cartofi, deoarece piața este invadată de cartofi din alte țări. N-ar trebui să ne fie puțin rușine pentru acest aspect, noi, patria cartofului, când zic Ardealul, centrul țării, Făgărașul și așa mai departe, să găsim în piață. Bine, norocul e că la noi în piață totuși mai vin producătorii de cartofi și își desfac produsele, apropo de ultimele reglementări legale. Aici o problemă,
n-are rost să discutăm de ce suntem aici, pentru că e foarte clar, omul muncește, însă la noi motorina e cea mai scumpă din Europa, îngrășămintele sunt cele mai scumpe, deși am avut combinate și avem combinate chimice în țara asta, deci toate la noi, subvențiile, taxele pe care le punem pe omul la care muncește la câmp, sunt foarte mari și atunci e normal ca și prețul cartofului care iese din pământul românesc să fie mai scump decât prețul cartofului din Polonia, de exemplu, unde polonezul a știut ce să facă. A dirijat banii spre acei cultivatori care făceau efectiv cartofi. Noi le dăm, am spus înainte, noi le dăm bani să țină terenurile în odihnă, zice. Deci e o mare greșeală. Sunt niște chestiuni. Bine, știți că sunt acele subvenții APIA, bine, și acolo sunt o serie de reglementări pe care ei trebuie să le respecte, doar că de acolo ies bani frumoși. Păi ce reglementări să respecte? Adică să nu faci nimica pe un teren, să-l întreții. Ce să întreții? Chiar dăunezi eram în fundul livezii mele în grădină și am văzut un vecin, zice, ce faci vecine? Zice, păi am venit să curăț o leacă locul. Păi de ce? Zice, trebuie să vină ăștia de la APIA în inspecție. Cum adică? Și mă uitam ce face, tăia niște tufișuri, niște... N-am înțeles de ce. Locuri care altădată produceau. Deci erau destinate agriculturii și cartofului. Ei, aveți dreptate, s-au schimbat foarte multe. Sigur, eu nu mă prea pricep la agricultură, însă văd numai niște lucruri. Văd însă ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene, unde banii se duc acolo unde trebuie. Noi... Revin și spun, am învățat să nu muncim, i-am învățat și pe oamenii care mai munceau să nu muncim. Cum? Le dăm subvenții. Și atunci e normal. Dumneavoastră să fiți, dacă ați primi o sumă de bani fără să faceți nimic, mi s-ar părea normal. Să nu înțelegem că chiar toată lumea stă. Sunt și oameni, foarte clar, care au transformat acele pășuni și acele câmpuri care sunt puse la odihnă în așa ceva. Pământul trebuie să se odihnească. Și sunt foarte, foarte multe chestiuni. Însă, ceea ce este foarte normal a se întâmpla, nu se întâmplă în țara asta. Totul e o bălmăjeală. Oamenii sunt înnebuniți. Astăzi este într-un fel, mâine se întâmplă în alt fel. Se schimbă. Spuneați de APIA. Da, ați văzut, oamenii trebuiau până acum să aibă hârtiile depuse. Nici cei de la APIA nu știu ce hârtii să ceară. Pentru că, revin și spun, în Ministerul Agriculturii este haos. Acolo n-ai cu cine să discuți, pentru că să-mi fie scuzată expresia. Incompetența e la rang de cinste. V-ați confruntat, din moment ce spuneți aceste lucruri, v-ați confruntat la rândul dumneavoastră cu niște sincope în ceea ce privește proiectele sau finanțările ce v-au fost solicitate de către fermierii, agricultorii din țara Făgărașului? Mari probleme am avut sau avem datorită schimbării foarte dese a legislației. Apare câte un ordin de ministru care bulversează tot sistemul. Vedeam pe, sau citeam și eu pe undeva pe internet despre ce spunea un secretar de stat din Ministerul Agriculturii și spunea ceva de genul că nu s-au depus proiecte. Știți, a început depunerea de proiecte pentru tinerii fermieri în luna trecută. S-a depus un proiect la nivel național. Și explicația ministerului, secretarului de stat a fost că noi consultanții nu ne-am pus noi încă la punct și nu știm să conseiem pe oameni. Și atunci puneți-vă dumneavoastră întrebarea. Ce modificări s-au făcut sau vor să le facă dacă nici noi consultanții nu le înțelegem? Ce să mai zicem de Badea Gheorghe, de Nea Vasile și așa mai departe, care știu să crească oaia, vaca, să cultivă cartofi. Nici de cum să facă calculul punctelor pe suprafață și alte multe chestii. Un lucru e cert, domnule Vâjul, toate acestea, tot ce îmi spuneți dumneavoastră, ține de politică. Și acum, dacă sunteți de acord, aș vrea să abordăm un pic și acest subiect care înseamnă politica. Dumneavoastră ați fost consilier local pe listele Partidului Conservator. Vreau să vă întreb ce v-ați propus de acum încolo. Mai nou, din câte am înțeles eu, faceți parte din marele PNL, da? Care a rezultat din istorica fuziune. Știți că sufăr cu inima, nu mă luați chiar așa tare. Din istorica fuziune a celor două formațiuni politice. Sunteți membru în marele PNL, așa cum spuneam. Ce v-ați propus sau ce ați găsit acolo? Ce
crez, vă face să... Pe mine mă știți, om... Interacționați cu... În afară de Nelu Mare n-am găsit mare lucru în acest... Așa? Deci eu am spus-o, am înțeles, și, da? Am spus-o și o repet. Eu părerile sunt împărțite, acum eu vă ascult când pe dumneavoastră. Când m-am înscris în acel partid, Partidul Democrat Liberal, exista atunci, a fost ca un fel... Nu, a fost de fapt o nemulțumire a mea pentru ceea ce se întâmpla în Partidul Conservator. Așa. Nu numai la nivel național, unde știm, pe Voiculescu l-au închis și alte chestiuni de genul ăsta. Mie nu mi-a plăcut de foarte mult timp ce se întâmpla în Partidul Conservator. Și când ziceți filiala Brașov sau filiala Făgăraș? Filiala Brașov în principal. Filiala Brașov. Filiala Făgăraș există, dar lipsește cu desăvârșire. Să fim cu picioarele pe pământ. Deci eu când m-am dus la PDL, cunoșteam câteva persoane, între care și Nelu Mareș, prietenul meu, pe care îi știu ca oameni cu coloană vertebrală dreaptă. Adică cu doar două inflexiuni în coloana vertebrală. Ceea ce în alte partide n-am prea văzut. Faptul că acum ce se întâmplă cu PNL, PDL, nu știu, pentru că v-am spus, eu cu politica nu prea am. Gurile rele spun că domnul Mareș, despre care spuneți dumneavoastră în oraș, are, nu că n-ar fi bine, că de fapt așa e bine într-un partid, să existe pro și contra, voci și opinii divergente, da? Nu, că nu se merge ca la fostul PCR, toată lumea pe aceeași linie, chiar dacă îi convine, chiar dacă nu-i convine. Fostul PCR, eu nu știu. Bine, ba, cred că vă amintiți. Eu nu toată lumea... Eu n-am fost membru nu, de partid. Nici eu n-am fost, doar că la televizor, în puținele momente când priveam, vroiam, nu vroiam, da. Toată lumea bătea din palme la Sala Palatului, toată lumea era de acord, bun, și nu numai la Sala Palatului. Deci, revenind, există voci potrivit cărora PNL-ul fost și care a rămas cu actualul PNL, fost PDL, implicit cu domnul Mareș, mai au așa niște mici... Concret, haideți, eu știți că eu sunt... Divergențe la ceea ce se discută, da. La ceea ce se pune la cale în virtutea... evenimentelor majore de la anul, care înseamnă alegeri locale. Știți cum e în acest oraș mic, Făgăraș, se mai aud discuții. Dânsuci că este o voce puternică, domnul Mareș, conducerea PNL-ului și cu foștii membri de acolo mai au câte ceva de comentat. Dumneavoastră ați fost la ședințe? Nu, și n-am auzit de astfel de chestiuni, însă, sigur, ca peste tot mi se pare ceva normal să fie așa ceva. Mă abțin de la orice comentariu. Știți bine, eu dacă vreau și mi-aș dori, aș vrea să fac un singur fel de politică. Politica economică să ne fie bine nouă, făgărășenilor. Ce se întâmplă la nivel... Sunteți optimist. De Brașov, la nivel național, mă lasă rece. Chiar revin, rece. Sunteți optimist. Ce perspective vedeți din punct de vedere economic? Pentru Făgăraș? Da, măcar așa pe termen scurt, dacă puteți să ne dați câteva repere, v-am fi recunoscători. Pentru că în prezent, așa cum se vede, spunea cineva de din... De ce nu vă place în Făgăraș? Avem gropi nenumărate. Da, chiar eu doar am vrut la un moment dat să le număr, n-am putut. Vă dau cuvântul meu. M-am dus pe o străduță pe care ziceam că nu există groapă. Credeți-mă că nici acolo n-am putut să... Doar că municipalitatea spune că fac parte din acel rău necesar. Sigur, și aici haideți să vedem și spunem. Și în Brașov este acest rău necesar. Dar uitați, acum am întors din Brașov. Am umblat pe niște străduțe care săptămâna trecută erau desfundate și acum sunt proaspăt asfaltate, au și linie pe mijlocul șoselei. De ce acolo se poate? Aici vin eu și vă spun, ca și cât de cât inginer. N-avem un diriginte de șantier, am dat drumul la lucrări pe tot Făgărașul, nu le-am gândit pe tronsoane. Sigur, amănunte de genul scuzelor găsim în orice moment, în orice locație. Însă este inuman, din punctul meu de vedere, să nu mai vorbesc de ceilalți șoferi, ca pe străzi care au început acum 7-8 luni de zile găuritul, să nu fie terminate. Ce așteptăm? Suntem totuși în secolul 21, nu mai așteptăm să facem probe la toată instalația. Facem probe pe tronsoane, am terminat strada 13 decembrie, asfaltați-o. Asta este logica. Noi ce așteptăm acum? Am văzut aici pe strada școlii, au terminat unii, se apucă alții. Sunt curios, probabil în primăvară vine Renelu
să mai tragă și el niște șanse, exact, să-și întindă cablurile. E, astea sunt greșeli. S-au unit două șantiere care ne-au dat peste cap și e vară. Asta e greșeală, cum să vă spun, de management. Management care se numește management administrativ. Știți? Sunt de acord că trebuie făcute. Sunt de acord că e foarte bine să le facem în același timp. Dar nu înțeleg de ce nu luăm o stradă și coborâm toate cablurile renelului, băgăm, schimbăm toate țevile distrigazului, schimbăm canalul lui Salco și așa mai departe. Sau deci vă referiți la organizarea de șantier deci și foarte, acest subiect pare să țină și să atragă atenția tuturor. Vreau să dăm puțin timpul înapoi, domnule Vujo, atunci când erați consilier local și vreau să vă întreb... Acum termenește apropiat. Da, și vreau să vă întreb, dacă tot vorbeam de ceea ce înseamnă economic, de politica economică a Făgărașului despre care dumneavoastră îmi vorbeați. De câte ori în cei 4 ani de mandat ați auzit de o discuție clară și coerentă în ceea ce privește politica economică a Făgărașului? Concretă, așa cum spuneați dumneavoastră că v-ar fi plăcut să se poarte. Și, ca să fim în același context, ce impedimente s-au invocat sau ce argumente au fost în defavoarea acestei politici economice? De ce nu vin investitori? De ce nu îi chemăm? De ce nu v-ați dat mâna ca și Cameră de Comerț și Industrie dumneavoastră, care colaborați cu Camere de Comerț și Industrie din Europa? Vreau să-mi dezvoltați acest subiect. Deci, vă răspund cât de cât pe etapă. Am auzit câteva aspecte în momentul când eram, sau în perioada cât am fost consilier, în primii 2 ani cel puțin, am discutat astfel de chestiuni cu răposatul Duță. În rest, să-mi fie iertat, n-am auzit nicio altă idee de dezvoltarea Făgărașului din punct de vedere economic. Adică, ce ar trebui să facem? Cum să-i atragem pe investitori? Nimeni. Absolut toți anii când am votat bugetul, că trebuia votat ca oamenii din primărie să aibă salarii, asta a fost explicația, nu că am fi făcut noi ce mare chestie pentru făgărașeni, însă niciodată n-am văzut o idee de dezvoltare. Și aici vreau să fac o paranteză, lumea trebuie să știe că nu noi consilierii sau nu consilierii fac politica de dezvoltare a unei urbe. Această chestiune este apanajul primarului și al aparatului primarului, care vine cu propuneri în Consiliul Local. Consiliul Local aprobă sau nu aprobă anumite chestiuni pe care le propune primarul. Și atunci, sigur, la comisii? Și consilierii au dreptul și pot să facă propuneri pentru dezvoltarea unei urbe. Însă, la nivelul Făgărașului, și asta este și revolta mea, nimeni, cei 4 ani de zile cât am fost eu mandat, n-a vrut să țină cont de faptul că Făgărașul nu aveam o strategie. Mi-aduc aminte, chiar în primul an am rugat și am și elaborat un proiect de strategie de dezvoltare a țării, a Făgărașului. Nimeni n-a vrut să-l ia în considerare pentru motivul că, mi se spunea, nu avem încă un plan de dezvoltare a Făgărașului. Și abia după aceea urma strategia. Vă dați seama că după 2 ani m-am plictisit și eu de amânări, am lăsat-o și o baltă și s-a terminat mandatul meu și abia acum, de vreun an de zile, un an și ceva, s-a elaborat o strategie de dezvoltare a Făgărașului, de care clar că nimeni nu ține cont, adică nimeni în primărie. Această strategie de dezvoltare, să fim iarăși congreți cu noi, s-a făcut la inițiativa Asociației Oamenilor de Afaceri din Făgăraș. Și acum, deși avem o strategie, nu am reușit să aducem niciun euro de la fondurile europene. Mie, cât timp am fost consilier, mi se spunea, neavând o strategie, și așa era, nu puteam să accesăm fonduri europene. Adică, ca să ai, să poți depune un proiect, să obții fonduri de la Uniunea Europeană, trebuie să ai o strategie. Pe un termen mediu, lung și foarte lung. Noi, neavând această strategie, n-am reușit să depunem. Însă și acum, când avem o strategie aprobată, dezbateri la nivel de Făgăraș, nimeni n-a făcut niciun proiect. Revin și spun ceea ce se întâmplă acum cu apa, cu schimbarea conductelor din municipiul Făgăraș, nu este proiectul nostru, este un proiect megalomanic făcut de pe vremea, o știm noi cui, Ministerul de Mediu și așa mai departe, și noi Făgărașul am fost prinși la
regiunea de dezvoltare Sibiu, pentru că nu ne mai primea nimeni. Brașovul nu mai putea să ne primească. Și aici, iarăși, atunci am fost revoltat când Râșnovul reușise să facă singur. Noi, municipiu, cum e Făgărașul, nu am reușit să ne facem singur o structură apă, canal, foarte multe discuții. Știți ce mi-amintesc? Că dumneavoastră cu Camera de Comerț și Industrie ați mai adus de-a lungul timpului investitori. Veniseră grupuri de investitori chiar și din America și din Statele Uniunii Europene. Ce s-a întâmplat? De ce n-ați mai venit cu investitori? Sau, dacă ați fi venit cu ei și ați fi propus municipalității o colaborare, ce credeți ar fi acceptat? Mă faceți să zâmbesc acum, aducându-mi aminte când 2005, cred, să mă scuze cineva dacă greșesc, când o delegație din Făgăraș s-a deplasat, din delegație făceam și o parte, ne-am deplasat în Franța, în Salon de Provence, să facem o frățire cu acel orășel care era de talia Făgărașului, oameni foarte deschiși, cum să vă spun, își dădeau aproape totul în ideea de a face jumelajul cu ei. Ce s-a întâmplat? Au venit ei în România și mi-aduc aminte că dacă acolo în Franța le propus sau nu, le-am promis că o să găsească terenuri pentru construcție undeva la 3 euro pe metru pătrat, când au venit în Făgăraș, când a venit o delegație, era și consul României cu ei, a fost și cu noi acolo în Franța, le-am găsit teren cu 30 de euro metru pătrat. Și vă dați seama cum am picat eu, ca și reprezentant al Camerei de Comerț, față de colegul din Salon de Provence, șeful Camerei de Comerț de acolo. Acel om nici măcar nu mi-a mai răspuns la niciun mail, la nicio scrisoare, pentru că, deși noi spuneam că suntem oameni serioși, că suntem din Ardeal, ni s-a întâmplat acel fenomen care și pentru mine a fost o palmă. Ce vă pot spune însă că, da, au mai venit, dovada au venit francezii, da, care îi știm, firmele unde sunt cei mai mulți angajați din Făgăraș, după spitalul municipal. Și aici e o chestie. De ce aveți cu spitalul? Ce s-a întâmplat? Nu, statistic, mie așa mi se dă totdeauna că cei mai mulți angajați sunt la spitalul municipal, după care vin firmele private. Nu există o firmă privată care să aibă atâția angajați cât angajați sunt la spitalul municipal. Bun, dar nu credeți că totuși există niște criterii pe baza cărora este întocmită acea organigramă? Sigur. Nu, eu n-am spus, nu știu, am de ce înțeles. Vă revoltați? Nu, eu vreau să mă agăț de fapt de ceea ce vreți dumneavoastră să spuneți, că probabil vă deranjează deci, ceva cei mai, și încerc mulți să aflu angajați, ce. Nu mă deranjează, cei mai mulți angajați în Făgăraș sunt în sectorul de stat. Că da. Mi-ați deschis înainte da. Întrebarea, de ce nu mai vin străinii? Păi la ce să vină străinii? Da. Aici e discuția. Și eu întotdeauna am spus, nu trebuie să vină străinii. Haideți să-i ajutăm pe făgărășeni, pe români să facă investiții în România. Probabil... Și aici iarăși, că sunt un pic obosit, supărat de la Brașov. Dar am tot spus-o și când eram consilier. Haideți să facem ceva cu ecotermola. Avem cel mai performant sistem de distribuție a agentului termic din România. În municipiul Ce Făgăraș. Să mai facem, domnule Vâșu, cu ecotermul? Și că toată lumea e disperată și revoltată. Vă spun acum. Cât timp m-am chinuit vreun an, un an și jumătate să-i transformăm din regie în societate pe acțiune, am mai spus-o. Și de ce am făcut treaba asta? Pentru că atâta timp cât era regie, nu putea să acceseze, să primească bani de la Uniunea Europeană. În momentul când i-am transformat în societate, deci pot să primească bani, nu au mai fost, au intrat în faliment. Ce am găsit noi atunci? Dar iată, puteți să-mi răspundeți cine l-a adus pe acel investitor? Că totuși au avut o parte de salvare, nu? Și am tot spus-o și am tot repetat. Nu trebuie să facem încălzirea agentului termic cu gaz metan. Sunt alte multe soluții. Am spus-o și o spun și acum. Uitați-vă, numai deasupra blocurilor, după etajul 4, este o suprafață. Dacă pe acea suprafață cine ar fi adus niște bani să pună niște panouri, apa caldă ar fi venit gratis. Și multe astfel de chestiuni. Nimeni n-a vrut să gândească această atunci. Această centrală pe cogenerare, ce părere aveți? Și atunci a venit un străin, neamț, da? Un investitor care a zis, dom'le, dacă voi nu puteți, lăsați că vă arătăm că se poate. Și au venit și vor face o treabă extraordinară de bună. Atunci? De ce să arzi gazul metan să încălzești apa? Gazul metan îl folosești, produc energie,
energia o livrez, deci toată chestiunea trebuie pusă pe bază de afacere. Da? Gazul metan, ce fac din el? E o greșeală să-i dai foc să te încălzești. Gazul metan trebuie folosit. Ori faci îngrășăminte, ori faci ceva ca să-i ridici, cu alte cuvinte, să-i pui plus valoare. Noi îi dăm foc ca să stricăm stratul de ozon. Nu. Se face energie din gaz metan, energia o folosim ca și energie curată, iar agentul care rămâne, deci un rezidu practic, apa caldă, o folosesc la încălzitul făgărășanului. E o chestiune simplă. Un lucru e cert, am vorbit despre politica păstrăvului, am vorbit despre politica proiectelor europene, sigur, despre politica așa ca și municipiului atare, Făgăraș. Municipiului Făgăraș, dar pe mine totuși mă interesează cum, dacă sunteți membru PNL acolo, cum de nu participați la ședințe, că vroiam și eu să aflu ce se discută, ce candidat aveți în plan pentru alegerile locale din 2016. Ce strategie, interesant de aflat. Foarte interesant. Când o să aflu, vă spun și eu. Deci, haideți să mai lămurim o dată chestia. Am spus-o și o repet. Eu am vrut să mă retrag din politică, din politica care s-a făcut până în acest moment. Și m-am retras. Adică am spus, nu mai vreau să particip la ședințe de Consiliu Local, nu vreau să mă mai implic în viața unei societăți. Nu v-a plăcut deloc, s-a întâmplat pentru ceva. Pentru că a fost o mare prostie. Clar, eu am pierdut 4 ani din viață făcând ceea ce am făcut. Adică n-am făcut nimic bun pentru făgărășeni. Nu, asta e menirea unui politician. Să te duci numai să spună, să te arate cu degetul că tu ești nu știu ce. Nu. Și am spus-o și o repet. Dacă în România, și mai puțin în România, dacă în Făgăraș, modul de gândire în politică se va schimba, atunci voi fi primul membru al oricărui partid care va vrea să facă bine făgărășanului. Asta este foarte. Păi acum sunteți membru la acest partid. Dar nu particip la ședințe, pentru că din punctul meu de vedere nu s-au schimbat foarte multe în politica românească. Atât timp cât avem guverne pe aceeași gândire, atâta timp cât politica este dusă la nivel de, cum să spun eu, de golănie, asta mie mi se credeți pare. Credeți că împietează la Făgăraș mediul de afaceri? Această politică cum sigur blochează? Că da, cum? Sigur că da. Păi numai gândiți-vă ce ar însemna pentru prietenul meu de la taximetră să trebuiască să dea bon fiscal pentru bacșiși. Când ei săraci abia trăiesc. Gândiți-vă că ei săraci, acum mi-a venit în cap, ei n-au putut și nu pot să majoreze tariful, deși bieletele lor, roțile lor, tot ce vreți, jențile lor, se strică de 100 de ori. Eu nu mă referam la politica națională, mă refer la politica locală. Păi atunci trebuie să le asfaltăm străzile. Vrem o politică care zice, dați-mi bon pe bacșiș, da? Dar nimeni nu vine și spune, mă, haide să facem un serviciu să le reparăm mașinile la oamenii. Că ei sunt un serviciu necesar sau ei fac o activitate necesară urbei. Văd că aici apar niște poze. Nu schimbați vorba, că eu mai am de spus. Apar niște poze cu tot felul de meniuri care mai apetisante. Ce meniu ați prescrie în politică? Da, în politică. Acolo, apropo de broșurica care v-am dat-o, e doar un draft. Dacă vedeți, am găsit, colega mea a găsit o carte cu bucate de la 1900, pe partea stângă vedeți că scrie 1900 sus, sunt rețetele vechi pe care le-am fotografiat așa cum erau și pe partea dreaptă sunt rețetele din 2015. Ce rețete vechi în politică credeți că s-ar potrivi? Nu m-am priceput niciodată la politică, n-am fost membru al Partidului Comunist. Dar nu zic de sute de ani. Dați o rețetă așa mai... În politică, după mine, ar trebui să fie cinste și foarte, foarte multă simplitate. Adică n-ar trebui să mai fiu foarte încântat când mi s-ar spune, uite, eu sunt Consiliul Local sau sunt nu știu cine, mare politician. Nu. Modestia ar trebui să fie pe primul loc. Adică atât timp cât ești consilier local și nu poți să faci nimic, nu știi să faci nimica, atunci degeaba ar trebui să te ascunzi, să nu mai mergi pe străzile. Bine, dar eu cred că și dacă sunt cazuri că sunt oameni care știu și probabil grupul decide că nu e bine să fie lăsat sau asta cum, nu? Spus. Asta e greșeală. Dacă ar fi, iarăși, dacă vreți o soluție, pentru Făgăraș, după mine, ar fi suficient 7 persoane, 7 consilieri, pentru că astea sunt problemele mari. 7. Avem probleme, nu ne trebuie 19 consilieri să voteze 7 pentru o idee. Acum, probabil, acel algoritm
Este deci, stabilit pe baza altor criterii? Sigur, pe care... stabilite, toate sunt făcute la București și de aia merge cum merge în țara asta. E foarte clar. Acum nu vă puteți opune... Cum să nu? În privința pot, pentru capitalei. Că articolul 2 din Constituția României îmi spune drepturi. Și am dreptul să spun ce gândesc. A, da, nici n-am zis că nu vă puteți opune ca și gândire, mă refer, era o glumă ca și la capitală. Pe final acum, după ce am desprins aceste concluzii, când credeți că ar fi interesant să ne prezentați și niște oportunități de finanțare, de proiecte, ce ar putea fi benefice făgărășenilor din Făgăraș, oamenii din Făgăraș și zona rurală? Pot să vă spun și acum, ideea asta pe care am marșat la început, promovarea turismului piscicol, prin ferme piscicole, ferme de păstrăvi, nu numai. Vreau să vă spun că am avut bani și pentru ferme pe Olt, nu e obligatoriu să facem numai ferme de păstrăvi. Cu alte cuvinte, mâncarea de pește, peștele în general, este o oportunitate acum ca și afaceri și aici iarăși vă pot spune date statistice. În România, consumul de pește este acoperit din producția națională undeva până în 15%. Deci gândiți-vă că mai e mult, 85%, deci putem să producem noi la nivelul României. Însă, sigur, ca să produci trebuie să investești, sunt foarte trebuie multe. Să ai o culoare politică, să poți o accesa mai rapid. Mă sau face să rămân cu gura căscată. Sau să elimini birocrația? Cum ați spus cu aia? Trebuie să ai culoare politică, să poți. Nu v-am spus, ieri s-a prins peștișorul de aur. A, da? Da. Nu, alaltă ieri s-a prins. Așa. Și între altele pot să anunț Făgărășeni. De medalion sau... Nu, s-a prins din apă. Nu, nu, n-ați auzit. A fost un concurs de pescuit și între aia mulți pești care erau sub apă, erau și doi pești aurii. Uh-huh. Și puteți să vă interesați, să vă spun eu acum în premieră dacă n-ați auzit. În timpul concursului, acel peștișor de aur nu a fost prins, însă a fost prins de un pescar după ce s-a terminat concursul și nu știu dacă lui a îndeplinit cele trei dorințe peștișorul de aur. Eu l-am văzut, cred că am și pus mâna pe el și atunci mie mi-a îndeplinit cele trei dorințe. Ați ocolit subiectul? Ați ocolit răspunsul? Nu. Deci, o idee ar fi, apucați-vă de acvacultură. Ah, bun, am înțeles. Cine aude și consideră că e interesant... acest proiect, această finanțare, știe unde poate cere consultanță de specialitate la Camera de Comerț și Industrie din Făgăraș. Domnule Vâjul, mult succes în continuare. Mulțumesc. Vă aștept oricum în celelalte emisiuni pentru a-mi spune ce v-ați propus în viitor în noua calitate pe care o aveți de membru PNL, noutăți în ceea ce privește strategia pe care... ca și membru. Acum pot să vă spun foarte clar sau o lăsăm pe o săptămână, pe emisiunea viitoare. Da, da, veniți cu date concrete. Da, până una alta, pregătiți-vă în luna septembrie, va mai fi a doua ediție a Festivalului Păstrăvului Făgărășan. Ocolit subiectul, am înțeles. Nu, politic, da, și o țineți într-una cu Păstrăvul. Clar, nu-mi place. Da. Nu-mi place. Bine, v-ați dus la partidul acela, oricum... Încă o dată, mulțumesc. M-am dus la prietenul meu, Mareș. Aha, care, am înțeles. Bun, mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio, doamnelor și domnilor, și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune.